Fumătorii țigaretelor slim și mentolate vor fi nevoiți în curând să se lase de fumat pentru că Uniunea Europeană a decis ca aceste țigări să fie scoase de pe piață. Specialiștii europeni în sănătate vor ca pachetele de țigări să nu se mai deosebească după marcă sau ambalaj, iar tutunul să aibă gust de tutun, nu și arome, deoarece acestea vin cu ceva în plus față de țigaretele obișnuite cu alte substanțe chimice cu potențial efect cancerigen pentru îmbunătățirea gustului. Părerile sunt împărțite în rândul fumătorilor și nu numai. Unii sunt pentru, alții împotriva acestei decizii. Păi nu e nicio treabă pentru asta, pentru țigări. Că lumea dacă vrea să fumeze, fumează orice. Nu neapărat și mentolată și slim subțire. Am o părere extraordinară pentru că sunt nefumător și sunt unul dintre cei care luptă împotriva fumatului. Este o problemă mondială și sper ca Uniunea Europeană să ia deciziile cele mai bune care se impun pentru stoparea fumatului. L-o da tot, ce să le facem? De fumător nu sunt, mai așa, două, trei, pe zi. Dacă ai interzis, înseamnă că e bine. Să le interzic. De partea cealaltă sunt medicii specialiști care spun că o astfel de măsură este binevenită și au ca argument statisticile care sunt îngrijorătoare. La nivel european s-a ajuns la concluzia că 2/3 din fumători încep să fumeze înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, iar acest tip de țigarete sunt preferate de tineri. Sunt slim din punct de vedere al concentrației de gudron sau de monoxid de carbon, dar și poate nicotina, dar făcând comparație cu ce conțin sau cum sunt obținute tratamentele chimice la care sunt supuse, cresc riscul de apariția cancerelor pentru că au și un alt conținut, mai vin în plus cu un alt conținut de substanțe cu potențial efect cancerigen. Aceste țigarete creează o dependență mai mare în mod special a tinerilor consumatori. Rămâne de văzut dacă această măsură se va implementa și în țara noastră, pentru că o astfel de decizie ar produce efecte deloc plăcute pentru producătorii de țigarete slim și mentolate. Aceștia spun că la o analiză scurtă reiese că se vor înregistra pierderi anuale de 330 de milioane de euro dacă se interzice consumul acestor țigarete. Potrivit reprezentanților Societății Române de Pneumologie, factura pe care statul român trebuie să o plătească anual pentru persoanele care se îmbolnăvesc din cauza fumatului este de 278,6 milioane de euro, din care 158 de milioane de euro merg către tratamentul bolilor provocate de fumat. Alte 5 milioane se duc pe concediile medicale care au drept cauză afecțiuni asociate fumatului, 89 de milioane de euro pentru pensionări anticipate și 26,6 milioane de euro pentru decese premature din cauza fumatului. Mai multe amănunte despre fumat, nocivitatea lui și de ce este bine ca această măsură să se adopte cât mai repede și în România, aflați într-o ediție specială imediat după jurnalul TV Giurgiu.